Bine v-am găsit la o nouă emisiune la Masa Adevărului. Discutăm astăzi despre cele mai devastatoare seisme care au răvășit România, care au produs mii de morți. Îl avem invitat în emisiunea de astăzi pe domnul profesor dr. Marius Constantinescu. Bine v-am găsit, domnule Bine, am profesor. găsit eu în astre. Bună ziua tuturor telespectatorilor mei. Discutăm despre acest subiect sensibil care ține în tensiune toți românii. Vedem că în ultimele luni au avut loc o grămadă de seisme. Am discutat cu cei mai mari experți ai României și dânsii mi-au spus că deocamdată nu există o formulă matematică pentru predicția unor seisme devastatoare și că, mai mult decât atât, dânsii se bazează pe teoriile istorice, pe ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru a lua în calcul eventuale predicții sau la ce se așteaptă mai rău pe viitor, în funcție de ce s-a întâmplat în trecut. Din ce știm din istoria scrisă, știm că la 1802 ar fi avut loc cel mai devastator cutremur care a lovit România. Povestiți-ne puțin despre ce este scris în documentele epocii referitor la acest eveniment nefericit. Cutremurile sunt un fenomen natural. Cutremurile din zona noastră a României, pe tot teritoriul există zone cu potențial seismic. Zona cu cea mai activă din punct de vedere seismic este zona Vrancei. La hotarul dintre Buzău și Vrancea se produc cele mai numeroase cutremure. Este vorba de cutremure tectonice. Există și o altă categorie de cutremure care nu se produc însă pe teritoriul României. Despre cutremure avem informații încă din secolul XI. De pe la 1100 avem o serie de informații, documentele bizantine în special, conțin informații despre multe, multe, multe cutremure care s-au produs în vremea respectivă. Referindu-se la spațiul nostru, de exemplu, în vremea lui Ștefan cel Mare, la 29 August 1471, a fost înregistrat un cutremur de 7 grade și 7,5 grade pe Richter. Este o apreciere care s-a făcut ulterior, evident, nu la vremea respectivă. Nu exista o asemenea scară de apreciere a cutremurelor. Să precizăm, în funcție de distrugerile pe care le-au suferit clădirile din Și epocă. clădirile și terenul. Că uneori asemenea cutremurul au produs alunecări de teren, au produs fracturi, au produs crăpături în sol. Cutremurul din 1838, de exemplu, a dus la prăbușirea malurilor Prutului pe 500 de metri, la nord de Galați. Deci sunt o serie întreagă de fenomene care se întâmplă în urma cutremurilor. Cutremurul din 1471 a avut 5 zile replici destul de puternice dacă a fost înregistrat într-o saltire evenimentul respectiv. Avem, de exemplu, în 1571, în 10 aprilie și exact la o lună, în 10 mai, are loc un alt cutremur de 6,5 și al doilea de 7,1. Deci sunt cutremure foarte puternice. Sunt numeroase cutremure și există deja o evidență pentru că oamenii care au trăit aceste întâmplări și-au lăsat amintirile consemnate pe diferite cărți, în general pe cărți. Cei care au venit ulterior și au găsit asemenea informații, le-au luat și avem deja cum să zicem, o evidență destul de exactă a cutremurilor din perioada de la 1400 încoace. Într-adevăr, cutremurul din 26 octombrie 1802, 14 pe 26 octombrie, este pe stil vechi, a avut loc pe 14 octombrie, pe stil nou a avut loc pe 26 octombrie. S-a produs la ora
12 și 55, 1 fără 5 minute. Deci în miezul zilei. A avut însă, nu doar că a fost cel mai puternic cutremur care s-a produs până acum în spațiul nostru. El a avut 8,2 grade pe scara Richter, dar a avut și o durată foarte mare, 2 minute și jumătate. 2 minute și jumătate la intensitatea asta de zgâlțire a Pământului a rămas în amintirea oamenilor ca un fenomen absolut zguduitor. Este cutremurul care a dărâmat în București aproape toate turlele bisericilor, a dărâmat turnul Colțea, turnul Colței, ridicat de Mihail Spătaru Cantacuzino, care era turnul de observație pentru incendiile din zona Bucureștiului. Atunci s-a dărâmat și nu a mai fost refăcut niciodată, a fost după aceea, era exact în mijlocul fragmentului de bulevard care începe la rondul de la Universitate și coboară spre magazinul Unirea, în dreptul, în ușor mai jos de intrarea în Biserica Colțea. Acolo era turnul Colței. A fost, deci, dărâmat și n-a mai fost refăcut niciodată. Distrugându-se turnul Colții, s-a deschis bulevardul care actual funcționează. În județul Buzău, cutremurul din 1802 a distrus cele mai multe din bisericile construite cu 100 de ani înainte, cu 150 de ani înainte. Dintre bisericile afectate de cutremurul din 1802, avem aici aproape de noi biserica de la Mătești. Când în 1985 sau 6 a început restaurarea bisericii, când s-au făcut lucrările de curățare a pereților, s-au descoperit pe stâlpii dintre Naos și Pronaos începuturile unor bolți care nu existau în momentul când s-a început restaurarea bisericii. Dispăruseră în 1802, când s-au prăbușit și turlele mici, cele două turle de pe pridvor, s-a prăbușit și turla mare de pe Naos, a bisericii. În avarii așa foarte grave au suferit toate bisericile din vremea respectivă. De aceea există un al doilea moment, când în 1831 un cutremur așa de 6 grade, urmat în 1832 de un alt cutremur tot de 6 grade, vine 1838 cu un cutremur iar de 6,9 grade. Vreau să revenim puțin la 1802, despre acest cutremur despre care specialiștii spun că ar fi avut magnitudinea 7,9 grade și care, în funcție de calculele care le-au făcut după distrugerile clădirilor din epocă, se spune despre acest cutremur că s-ar fi simțit de la Atena până la Leningrad. Până la Sankt Petersburg, până la Moscova și din Viena a simțit la fel de puternic efectele cutremurului. În toată Europa, zice studiul care s-a făcut asupra cutremurului, zice că s-a simțit în toată Europa, menționându-se aceste puncte, Atena, Sankt Petersburg, Moscova, Viena, și mai departe. Chiar și Transilvania a fost afectată, zonă care tradițional nu resimte atât de puternic cutremurele din zona Vrancea. Transilvania nu resimte foarte puternic cutremurele din zona Vrancea pentru că structura pe care stă podișul Transilvaniei este o structură dură, este rocă. Bucureștiul, de exemplu, resimte foarte tare cutremurele care se produc în Vrancea, pentru că, de regulă, unda de propagare a cutremurului este spre nord-est și spre sud-vest. Spre nord-est, Iași, Chișinău, astea sunt localitățile cele mai mari și care resimt efectele cele mai puternice. Pe linia de sud-vest, Bucureștiul este cel mai afectat de cutremurile din Vrancea. Cele mai periculoase sunt cutremurile de mare adâncime. Cutremurul din 1802, care unii l-au calculat la 8,2
grade pe scara Richter, s-a produs la 134 de kilometri adâncime. Am avut cutremurile la 150 de kilometri. Sunt cele mai puternice, cu efectele cele mai devastatoare, pentru că produc mișcările cele mai ample. Venim acum cu 23 ianuarie 1838, cu tremurul de 7,5 grade, care cronicarii consemnează că s-au prăbușit malurile Prutului și au fost distruse mai multe case din București. Este și prima dată când se înregistrează morții din București. După unele statistici sunt 75 de morți, după raportul șefului poliției sunt 8 morți, 14 răniți și 36 de case dărâmate. Probabil că raportul respectiv i-a fost întocmit imediat după ce s-a produs cutremurul și nu s-au numărat toți morții, pentru că studiile ulterioare vorbesc nu de 8 morți, de 75 de morți în București. Este, după cutremurul din 1802, cel care a mai dărâmat o parte dintre biserici și dintre clădirile mai mari, mai ample din vremea respectivă. Despre acest cutremur avem niște detalii ale unor cercetători austrieci care erau în zonă și care au consemnat în zona Râmnicu Sărat, Focșani. Pământul practic fusese vălurit, s-au format niște valuri tectonice, s-au format crevase în care au căzut chiar și crevasele oameni. Crevasele au rămas, văluririle astea s-au produs în timpul manifestării cutremurului. Așa cum s-a întâmplat și în 1900, ce am văzut, ce am simțit eu, în 4 martie 1977, așa s-a produs, așa s-a propagat unda seismică, care, deci, la ora 21-22, când s-a produs cutremurul, eram cu fiica mea în cameră, la Pietroasele, că abia ajunsesem, nici nu apucasem să mă dezbrac, veneam de la serviciu, și s-a produs cutremurul. Am luat-o în brațe și am ieșit imediat afară pe ușă. De pe treaptă până la gard am 3 metri jumătate. Când am vrut să calc pe alee, pe aleea pe care ies din casă spre poartă, m-am trezit călcând lângă gard. Venise pur și simplu. A venit gardul până lângă casă, cu tot valul de pământ. M-am oprit pe lângă gard dintr-un pas, de pe treaptă, dintr-un pas am făcut 3 metri jumătate. Am așteptat un pic și mă duc să o iau spre poartă ca să mă depărtez de casă, să nu se întâmple ceva, să cadă ceva de pe casă. Și fac pasul înainte. Următorul pas m-am trezit din nou la 3 metri în alee. Așa s-a propagat unda seismică și în 77 și probabil că sunt însemnări care spun, de exemplu, că s-a dus cu tremurul înspre est și s-a întors înspre vest. Deci, acest fenomen, aici vreau să ajung, s-a manifestat și în 1838. Da. Da. Din ce spuneați dumneavoastră. Așa. Și deci s-a avut, deci, distinct că există un preot care scrie exact așa. Deci s-a dus cu tremurul spre est și s-a întors din nou spre vest. Deci înseamnă că durata a fost de cel puțin 10-15 secunde între cele două forme de manifestare a undei seismice. Au fost manifestări foarte violente, după cum au scriși și cronicarii din epocă. Citim despre un copil de 5 ani care ar fi căzut într-o crăpătură și care n-a mai fost descoperit niciodată. La fel s-ar fi întâmplat și în zona Galațiului, unde pungi cu apă, adevărate geizere au țâșnit către cer, cu înălțime de câțiva metri în urma manifestărilor violente ale seismului. Sigur că, deci, de ce este, cum se produc cutremurile? Placa care este împinsă de Carpați alunecă peste placa sprijinită de munții Dobrogei. Cutremurile astea de mare adâncime sunt efectul ruperii unei părți din placa de jos, care se prăbușesc în
stratul de magmă. Ruperea aceasta și fenomenul respectiv, pe de o parte, produc aici mișcări, pe de altă parte, produc mișcările stratului de lavă, de magmă, de la adâncimea mai mare. Ca urmare, se produce ridicarea și coborârea acestor plăci. Fenomenul se produce aici, dar el se propagă în jur peste tot. Am avut cutremure în Vrancea, care s-au simțit la Brașov, la fel de puternic ca la București. Aici vreau să ajung. Vedem din ce ne spun cărturarii, vechii cărturari, din scrierile istorice, că au fost manifestări mult mai violente decât cutremurul din 1977 sau cel din 86, despre contemporan cu noi, să zicem așa, și relativ recente. Această zonă de sud-est a României și nu numai, chiar toată România a fost afectată de astfel de manifestări destructive. Deci pe teritoriul României există zona Vrancea cea mai activă, există zona Mușcel-Făgăraș, Câmpul Lung Mușcel-Făgăraș, a doua zonă ca violența a cutremurelor, există zona Banat, există zona Maramureș, există platforma maritimă și există Dobrogea, care au potențial seismic. Și în aceste zone se produc cutremure. Cele mai numeroase sunt cele din Vrancea. S-a calculat în ultime 130-140 de ani că în Vrancea se produce un cutremur cam la două zile. Cele care se simt sunt cele peste 3,8-4 grade pe scara Richter. Cele care se simt cel mai bine sau care se înregistrează cel mai bine sunt cele care se produc noapte. Pentru că omul la noaptea este în repaus și cel mai adesea mai este în repaus la orizontal. La domiciliu. Și înregistrează foarte bine mișcările seismice. Cutremurile care se produc ziua sunt mult mai puțin receptate. Pentru că stând în picioare sau mergând pe stradă, nu poți să-ți dai seama că se produce un cutremur. Mai ales la un cutremur de până la 5,5 grade, nu se prea înregistrează o asemenea manifestare. Revenind puțin, deci după evenimentul teribil din 1838, am avut o perioadă de pauză până în 1894, când România a fost lovită de un alt seism de 7,1 grade, când iar se consemnează că s-au prăbușit malurile Prutului și iarăși au fost distruse case din București. Deci este, cum să zicem, aparent o perioadă de pauză, pentru că am avut, de exemplu, cutremure în 1868, în 1893, în 1894, ceea ce ați amintit deja, în 1901, 1908, deci cutremure, tot ceea ce amintesc eu sunt cutremure peste 6 grade jumătate. Celelalte de 5-4 grade jumătate au fost mult mai numeroase. Dar și încă o dată îți spun, cele care se produc ziua, cu excepția celui din 1802, care a fost la miezul zilei, celelalte sunt puțin receptate. Cel din 1838 s-a produs la la 3 și jumătate, la 4 fără 20 noaptea. Așa. Astea, în general, sunt bine simțite. Și provoacă și panică. Dar cele care sunt ziua, deci aduceți-vă aminte, în 1986 am avut cutremur ziua, 30 august, parcă. Noapte. 1896. În 1996 a fost noapte. În 86. În 1990 a fost ziua, un cutremur de zi, să zic. În 1990, în 1991, cutremure de zi, destul de mari, 5,56, 6,2. Au fost mult mai puțin resimțite. În schimb, acolo unde au avut efect în ceea ce privește suprastructura, în construcții, au produs mult mai multe victime. Povestiți-ne puțin despre cutremurele de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci, astea sunt, de care vă chiar aminteam mai înainte, sunt în decurs de 7-8 ani, sunt 11 cutremure.
Deci au existat și situații de acest gen. Dar numai cu tremurile din 1893, 1894 și 1901 sunt cu tremure de peste 7 grade pe scara Richter. Deci 7.1, 7.2. Iată că am avut în decurs de doar câțiva ani cu tremure de peste 7 grade. Da. Spuneați la început că cercetătorii spun că nu pot să facă previziuni. Ca să faci o anumită previziune trebuie să ai, deci ca să calculezi o manifestare legică, trebuie să ai niște elemente. Care ar fi ecuația și care ar fi elementele ce ar putea fi introduse în această ecuație ca să-ți spună când anume s-ar putea produce un cutremur mare. Da, specialiști... Nu există niciun fel de elemente. Specialiștii spun că nu pot crea deocamdată un algoritm matematic fără a ține cont de istoria seismelor din zona Vrancea. Este foarte adevărat, dar se pare că s-a depășit această fază pentru că există două școli mari care se ocupă de cutremure la ora actuală. Există o școală americană și există o școală sovietică, rusească. Acum e rusească. Cea mai activă este școala rusească. Și se pare că școala rusească a reușit să aibă un avantaj față de școala americană și de celelalte școli care se ocupă de cutremure, în sensul nu de a cunoaște cutremurele, ci de a produce cutremure, de a provoca cutremure. Și se pare că cutremurul ăla din zona... Nagorno-Karabakh. Nu, și din zona Filipine, 2011, când a fost ăla cu tsunami de 8 metri, da. Așa, se pare că ăla a fost un cutremur provocat. Provocat exact pentru experimentarea acestor instalații, e vorba de ceva instalații de pe satelit care provoacă, produc anumite unde și se manifestă, le direcționează către anumite zone unde se știe că sunt plăci sensibile și în felul ăsta se produc cutremurile. Se pare că... Da, despre războiul geologic și despre războiile neconvenționale nu discutăm doar noi în premieră. Meteorologic. Au fost discutate aceste subiecte mai mult decât atât. Chiar și în Parlamentul European, Germania, în anul 2006, a înaintat o notă de protest după inundațiile catastrofale care au avut loc și au acuzat că au fost victime, nemții ar fi fost victimele unui adevărat război meteorologic. Da. Deci nu sunt elemente de noutate. Însă, haideți să revenim din nou la ce s-a întâmplat în România. Avem 6 octombrie 1908, când un cutremur de 7,1 grade a omorât 1000 de persoane și a rănit 4000, majoritatea din Moldova. Chiar și în București au murit 300 de persoane, majoritatea la prăbușirea unui bloc cu 10 niveluri. E vorba de blocul Carlton. Nu suntem în 1908. Blocul Carlton s-a prăbușit în 1940. 10 pe 11 octombrie. Am făcut eu o confuzie. Deci au fost în 1908 s-au prăbușit mai multe case de la periferia Bucureștiului. Deci probabil case din astea de cum se cheamă, de chirpici, de cărămizi, de astea mai puțin rezistente. Da, e adevărat, am făcut eu o confuzie cu 1940. Ce s-a întâmplat în 1908? Deci în 1908 a fost un cutremur mai, să zice, mai puternic și mai violent. Chiar dacă cutremurile sunt destul de puternice, dacă manifestarea este mai ales pe verticală, este mai puțin violent și mai puțin devastator cutremurul. Cele mai devastatoare sunt cele care se propagă pe orizontal. Se propagă și pe orizontal. Pentru că ele produc mișcarea de la bază a construcțiilor și fragmentează, prin această mișcare, fragmentează construcțiile. Asta a fost în 77, în 77 în București au căzut 33 de clădiri mari și blocuri, între care aici zona de la Scala și zona din Victoriei, unde este acum hotelul
București au fost zonele cu cele mai multe blocuri căzute și s-a datorat acestei violențe a mișcărilor pe orizontală. Nu mai vorbim de orașul Zibnicea, care practic a fost, fost ras după fața pământului atunci. Da, da. Domnul profesor, ne oprim pentru o scurtă pauză, revenim în partea a doua a emisiunii cu dezvăluiri de importanță maximă, spunem noi, pentru toți românii. Când dumneavoastră ne veți da și alte detalii despre cutremurile devastatoare care au răvășit România și chiar despre semnele unor care au precedat mișcările seismice. Da, interesant, asta este interesant de discutat, da.